Da! 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 Uite-l! Sniffuri, sniffuri, să băgăm sniffuri! Deja aia treia, acum aia treia oară, cred că da. Vreau să zic, bine, nu mă mai deranjează, nu mai am, eu nu mai am limite. Eu mă distrug. Eu nu mai am nicio limită la nimic. E gata. Da. Limita la cer! Ai, ai, vorbe mari de la un om și mai mare. Bun, da. Ideea e așa. O să pun, deci aici este marfă pentru săptămâni, să mod dacă nu. Dacă îi tragi cu bun simț, dacă tragi ca mine, e grav. Linii din alea adevărate de te distruge tot. Bun, o să trag așa. Pun pe un deget marfă și pac, 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 pac. Și asta e altă tehnică, da? Care am mai văzut-o la alții. Care am, și mi-am mai zis alții băieți. Băieți de pe TikTok-uri, da? Și de pe YouTube, și pe YouTube mi-a zis. Hap. Oh, 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 asta e care. Dacă tot pun, să pun, să mor, dacă nu. Bob de mazări, auzi? Bă, băgă, mi-aș pula, dar pun, băgă, mi-aș pula să-mi bă, dar eu stau așa. Ia mă mudăresc, ia. Este marfă, este destul, da? Așa, pac. Bă, băiatu, a intrat fix în creier, a intrat ăsta. M-am murdărit la bârnă? Nu. Hai! Asta e o nară. Pun și aici. Stai să vedem cum să facem noi. Să curgă marfa. Să iasă marfa. Iau tăi nisipul cum iese. A, da, acum am pus periculos. Stai că stai niște, că nu... Nu aruncăm nimic, că am dat 12 lei. 12 lei pe o grămadă să mor, dacă nu 12 lei te distrugi. Haide. Doamne ferește, dar... Am pus, tată. Cât era, cât, nu era cât un bob de mază, era cât un bob de grăunță din ala. Sau cum spui, de păpușoi. Da, deci pur și simplu chiar simt că... Te desfundă să mor dacă nu, te desfundă băiatul. Asta e faza, că am cam obișnuit cu el. Asta chiar e un semnal foarte prost. Și câteodată au fost momente când după ce am băgat aici, am făcut testele, a doua zi aș băga o... niște marfă la nas. Aș trage o naretă. Să mor dacă nu, chiar așa am simțit, au fost momente. E faza că faci ceva diferit. Cred că asta e mai mult problema. Faci ceva diferit și faza că te desfundă. Și parcă te poți un pic concentra, focusa mai tare, parcă te liniștește. Și parcă îți dă așa, ți-am zis, un fel de hype, o energie, nu îți dă așa o energie, parcă îți dă așa o... parcă te trezește. Altfel respiri, altfel, parcă așa. Dar, cred că pe termen lung, cred că nu e în regulă. Oricum conține nicotină asta și chiar, eu chiar cred că asta, dacă tragi zi de zi, cândva poate să creezi dependență. Nu știu, adică să simți nevoia să tragi la nas. Dai seama? Hai că nu e atât de rău cum s-ar spune, nu recomand. Nu recomand la nimeni, nu e chiar atât de rău să spui, băi, nu se mai poate, n-am, e grav, te distruge tot. Nu e chiar. Sincer, chiar îmi place un pic. Asta e rău. Chiar îmi place al dracu din norocire. Dar, senzația de tras, poți să opri, da. Senzația de tras, ca idee așa, e a doua zi sau și a treia zi, mai vine, când îți vine să mai tragi un pic. Dar după aia dispare. Adică pofta aia, hai oleu. Simți că faci ceva diferit. Aici e chestia, știi? Gavit, original snuff, da? Făcut la frații noștri în Germania. Nu-s frații noștri. Oare am arătat pe cameră? Gavit ăsta, am arătat? Deci ăsta-i, da? Bun. Ți-am zis, arată exact ca un nisip. Ce pot să zic? N-am nicio notă să dau, că n-am să fac comparație cu celălalt, habar n-am cum era celălalt. Nici nu știu cum era celălalt. Ăla am la mine, dar eu știu. Să-i dau la ăla, să-i dau și cu ăla. Da, chiar să fac așa un pic, o să fac după aia o filmată. O să aduc pe ălaltul, o să fac o filmată în care să fac așa comparație cum arată și cum se, măcar cum arată între ele. Băi! Mamă, ce m-am murdărit. E bine. Ne auzim!